Municipiul Hunedoara se află de câțiva ani în plin proces de modernizare. Aproape în fiecare cartier al urbei există cel puțin câte un șantier, dorindu-se ca în următorii ani întregul municipiu să devină unul atractiv și scos din această zonă de gri. În aceste zile, vedeta este zona pietonală Cora, care este completată de acum cu gazon montat în interiorul alveolelor. Totodată, pavarea zonei este aproape gata. S-a finalizat și covorul cu motive tradiționale dinspre capătul sudic al lanțului Cora, ce înfrumusețează și mai tare zona. De asemenea, nu au fost uitate nici stelele cetățenilor de onoare ai orașului refăcute într-o variantă mai rezistentă la trafic. Miguel Klein, Mircea Lucescu, Romulus Gabor, Gelu Simocor, Ioan Andone sunt doar câteva nume ce se regăsesc scrise pe stelele amplasate în această zonă. Potrivit reprezentanților primăriei municipiului Hunedoara, mai este puțin de lucru la instalațiile de irigat și la cele de iluminat. În perioada următoare și în această zonă se va monta mobilier stradal.